iată-ne în a doua zi de Paște, după învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt zile luminate, sunt zile de praznic, sunt zile de bucurie, pentru că Cel care ne aduce această mare bucurie este însuși Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să aducă întristare lumii niciodată. El nu a creat lumea ca să se chinuiască sau să o chinuiască. Cine chinuie lumea sunt diavolii și păcatele și răutățile lumii de astăzi. Vedem că sunt multe, dar cele chinuie lumea. Nu chinuie Dumnezeu lumea. Vedeți că multă lume, mulți oameni pun întrebare, de ce lasă Dumnezeu? Păi, dar nu lasă Dumnezeu. Unde ați văzut voi? Unde scrie că lasă Dumnezeu? Nu lasă Dumnezeu lucrurile astea și nici nu le îngăduie. Dar Dumnezeu nu este răzbunător. Nu-i ca și noi. Mi-aduc aminte că eram la mănăstire la sâmbătă și Părintele Serafim, bătrânul Popescu, avea o vorbă: Dumnezeu nu se uită la om cum se uită om la om. Ei, nu se uită Dumnezeu la oameni chiar cum ne uităm noi. El are o altă privire. Are Dumnezeu altă gândire. Ei, de câte ori nu ne zicea Părintele Arsenie, de câte ori ne duceam la dânsul, mă, să aveți mintea lui Hristos. Păi cum să ai mintea lui Hristos? El e Dumnezeu. Păi cum un om de pe pământ să aibă mintea lui Hristos când el are păcate? El e întunecat. Dumnezeu e luminat, Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu are toată puterea. Nu? Citit în ziua de Paști, dat-o mi s-a toată puterea. În cer și pe pământ. Iată, El are toată puterea. Ce om de pe fața pământului poate să spună că mi s-a dat toată puterea? Sau care înger din cer? Vedeți că spune acolo în Scriptură că nu a luat nici chip de înger. A luat chipul omului, pentru că să vedem noi cât de mult îl iubește Dumnezeu pe om. De aici să aveți în mintea dumneavoastră cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, sau iubește Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat ca să moară, să se jertfească. Care dintre oameni și-ar da pe fiul lui ca să se izbăvească neamul lui? Care? Nimeni. Vedeți? De aici se vede diferența dintre Dumnezeu și om, dintre gândirea lui Dumnezeu și gândirea omului. Păi cum să ai tu mintea lui Hristos? Păi Hristos are minte de jertfă, să se jertfească. Are cineva dintre noi mintea să se jertfească? Nu. Are mintea comodității, ca să nu zic a lenei, a puturoșeniei. Vedeți? Asta e mintea omului. Știi, să fie comod, să nu aibă nimic. Nu, 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 dragul meu. Puneți mintea la bătaie. Îmi aduc aminte că un părinte de acolo, de la mănăstire, s-a dus la părintele și i-a zis: Părinte, România e grădina Maicii Domnului. E grădina lui Dumnezeu, nu-i așa, așa, Maicii Domnului. O iubește Dumnezeu pe România. Și s-a uitat părintele și s-a plecat capul și a zis: da, mă, să se aștepte la bătaie atunci. Că pe cine iubește Dumnezeu și bate. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică te curăță. Uitați-vă dumneavoastră dacă o haină de pe tine vrei să o ai curată. Păi de nou scuturi, nu și-o scuturat acum toți oamenii, covoarele, nu și-o spălat perdelele, nu v-ați spălat hainele, le-ați călcat. El a suferit acolo transformare, că a dat mizeria jos de pe ele. Vedeți, noi ne gândim la lucrurile exterioare.
pe când Domnul Hristos se gândește tocmai la lucrurile interioare, care pentru noi nu prea au valoare sau nu le băgăm în seamă. Nu prea dăm seamă la lucrurile pe o minte curată, de exemplu. Să ai mintea ta curată, cum ne zicea Părintele, să ai mintea lui Hristos. Să ai o inimă curată. Ce frumos zice la fericiri. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Auziți cu corect să auziți. Fericiți cei curați cu inima. Păi cine are inima curată? Un om care nu mai judecă pe nimeni niciodată. El are mintea curată, inima curată. Vedeți, ochii sunt curați. Un om care plânge, îi se curăță ochii, Doamne. Vedeți, vezi mai clar, nu? Că vin lacrimile pe acolo, curăță mizeria de pe ochi. Și știi ce frumos, vezi? Uitați-vă și văzducul, când plouă, cât de frumos se vede. Că tot praful ăla de prin văzduc, știți cum, intră în pământ. Și așa de clar să văd toate lucrurile. Cam așa și oamenii. Când încep să dea drumul aici la ochi, să plângă, să vedeți cum se curăță. Să curăță ochii, să curăță urechile, să curăță mintea, să curăță inima. Vedeți, ele trebuiesc curățate. Și Domnul Hristos a lăsat rânduiala asta aici la noi, în Sfânta Biserică. Adică, ducându-ne la Sfânta Biserică, mărturisându-ne păcatele, vedeți că avem posibilitatea, în momentul când te botezi, cum zicem noi, că ți se iartă toate păcatele. Da, dar omul nu poate să stea să nu păcătuiască, să nu greșească. Și atunci avem botezul cel continuu, așa se cheamă, sau mărturisirea de păcate. Ăsta e botezul cel continuu. Adică, din ochi verși lacrimi, vedeți? Din minte îți pare rău, în inimă ți-o curățești și îl aduci pe Hristos și îl pui să tronească în inima ta, în viața ta, în gândirea ta, în privirea ta. Un om curat, ce frumos, zice Părintele, știi? Pentru cel curat, toate sunt curate, știi? Sau mintea dreaptă și cele strâmbe și urâte le îndreaptă în mintea lui. O minte strâmbă invers face. Orice cât ar fi de curat, îl judecă și pe Dumnezeu. Îi judecă și pe arhierei. Îi judecă și pe preot. E mintea strâmbă. Mintea plină de păcate. Mintea plină de fără de legi. Că a venit cineva și mi-a spus că și Părintele Patriarh și Episcopii pe acolo pe la București, cât de mult îi critică și îi judecă și zic, tu n-ai văzut cât îți de răi ăia? Ba da, îi văd, Părinte, păi vezi, tocmai că-s răi, ei nu văd nimic bun, nu vede că Părintele Patriarh ridică o catedrală a neamului, că parcă o ia în buzunar, o bagă cu el, o bagă în pământ. Nu, rămâne pentru neamul acesta și pentru poporul român, că nu de-aia și zice catedrala mântuirii neamului. Eu m-aș bucura să nu fie om din România să nu contribuie cu câte ceva acolo. Și un leu dacă ai dat. Pentru leu ăla te scoate Dumnezeu din fundul iadului. Să știți lucrul acesta. Și aveți în mintea dumneavoastră, acolo e catedrala mântuirii neamului. Și neamul nostru e neamul românesc. Nu-i așa? Ei, neamul acesta gândit să aibă catedrala neamului. Și acolo se va ruga pentru toți cei care au contribuit și care au dat câte ceva. Să nu fie român din România, să nu deie. Ce m-am bucurat când am văzut o băbuță, auziți, bătrână, domne, de 95 de ani. Toată viața ei a adunat din pensia ei, micuță, domne, nu știu, de 300-500 de lei, foarte micuță o pensie. Și-o tot o pus deoparte acolo. Și 100 de milioane o dat băbuța aia pentru catedrala mântuirii neamului. Ia gândiți-vă dumneavoastră, acolo banii văduvei. Vedeți, cei doi bani. Acolo se uită și uite cât de mult o dat. Se uită Dumnezeu în visterie și vede că oamenii
forță să mântuiască. Ei, fiecare își clădește sau în mintea lui lucră ceva pentru mântuirea lui. Să nu vă lăsați amăgiți. Vedeți că foarte multă lume se lasă amăgiți că vai că le trebuie la popi bani, vai că îi trebuie patriarhului, da, are vreo 10 guri. El mănâncă cu 10 guri. Tot cu o gură mănâncă. Și-i și bolnav. Că l-am auzit că e bolnav. Și are boală grea. Și în boala aia grea și în suferința dânsului, uite ce o steneală mare face. Că până la urmă și el trebuie să se mântuiască. Și neamul lui trebuie să se mântuiască. Nu-i așa? Și atunci, iată că ne ajută și pe noi. Că de e proiectul ăsta de vreo 100 de ani aici în țara asta. Acum 100 de ani în urmă s-a făcut proiectul să ridice catedrala și nimeni nu a îndrăznit. Uite că acum a îndrăznit cineva și ați văzut câți împotrivitori sunt. Să împotrivesc duhurile necunate, să împotrivesc cei plini de păcate, ateii, răii. Păi, cum să nu se împotrivească? Pentru că acolo se vor face slujbe mari. Acolo va veni har peste har. Nu-i așa? Și peste catedrală, și peste mântuirea neamului nostru. Va veni har peste țărișoara asta. Păi dacă e grădina Maicii Domnului, hai să o facem să fie grădina Maicii Domnului. Și fiecare dintre dumneavoastră să fiți o floare. Și floarea ce aduce? Miros frumos. Te uiți la ea ce culori frumoase are câte o floare. Nu-i așa? Cât e de gingașă și cât e de plăcută. Vedeți? Ce frumos ca în grădini, cum e și România, să fie o grădină a Maicii Domnului, să fie cât mai multe flori, nu spii, nu bălării, nu buruiene. Vedeți că sunt multe buruiene. Că așa ni. Nu vă luați după răi de gură. Nu vă luați după cei răi cu inima și cu sufletul, că cei care sunt cu minți și al lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos, cum zice, vom veni la El, ne vom face locași în mintea Lui, în inima Lui și vom locui cu El. Ce frumos, nu? Da? Ei, dragii mei, eu mi-aduc aminte că când trăia Părintele și se mai ducea, Părintele Arsenie se ducea și la oameni, avea oameni și pe aici umbla, pe la Sighișoara, prin Alvești, prin Boiu, pe aici, avea credincioși unde umbla. Și la unii oameni le-a arătat Dumnezeu ce face Părintele, dragii mei. Deci după ce ieșea de acolo din casă, sau din bloc, sau pe unde locuiau oamenii, pe deasupra lor se vedea turle și cruci. Vedeau câte unii. Și zice, ori de ce să văd turle și cruci? Pentru că Părintele învăța cum să se roage, cum să postească, cum să-și mântuiască sufletul. Și iată că casa lui devenea o mică bisericuță, o turlă cu cruce. Vedeți ce frumos pe unde intră preotul și duhovnicul și unde ți-intră Dumnezeu în casă. Vedeți, casa ta se preface într-o capelă sau o biserică. Ce frumos! Cam așa m-aș bucura. Ăsta ar fi mesajul care eu vreau să vi-l transmit acum, de pașul de bucurie asta. Căsile voastre să se prefacă în turle cu cruci. Să aveți altare acolo, unde să ardă candelele. Să veniți să luați lumină de aici, că e de la Ierusalim adusă. E lumină sfântă. Și duceți-o în casele dumneavoastră. Aprindeți-vă candelele. Aprindeți-vă acolo lumânările, că să ardă lumina de la Ierusalim. Tot anul, noi tot anul avem aici lumina sfântă de la Ierusalim, nu se mai stânge. Vedeți? Mare lucru să poți ține ani de zile sfânta lumină, să nu ți se mai stângă în casa ta sau în locul unde locuiești. Și dacă vi se stânge, veniți la mănăstire. Și iară luați de aici lumină sfântă și duceți-o în casa dumneavoastră, pentru că în fiecare an vine sfânta lumină. Vine să lumineze neamul lumenesc. Păi cine-i lumina sfântă? N-ați auzit în Evanghelie cum strigă Domnul? Eu sunt lumina lumii.
Cel ce crede în mine nu va umbla în întuneric. Iată că și în chip văzut ni s-a nată lumina lui Hristos. În fiecare an vine la Ierusalim lumina sfântă. Să ne bucurăm că vedem pe Hristos prezent prin lumina sfântă. Pe urmă, vedem prezent prin harul arhierii și a preoției care îl varsă peste oameni, desleagă păcatul. Pe urmă, face Sfânta Liturghie, vi-l aducem pe Hristos, vi-l dăruim, vi-l dăm pe Hristos, pe gratis. Da, El vine și se dăruiește pe gratis. O singur lucru vă cere, să ne pocăim, ne pare rău că păcătuim, să recunoaștem starea noastră căzută în fața Stăpânului și El vine cu drag și te ridică din toate păcatele și din toate răutățile tale. Bucurați-vă! Ăsta-i cuvântul, ca atunci când s-a întâlnit cu ucenicii și cu mironosițele femei, ăsta era cuvântul care îl pronunța Domnul Hristos. Bucurați-vă! Păi de ce să te bucuri? Că-L vezi viu? Dumnezeul nostru e viu. Pe urmă, a arătat mâinile, costa Lui. Priviți-mă, că zice, Duhul n-are carne și oasă, cum mă vedeți pe mine având. Ei, și astăzi, dacă vă uitați, îl vedeți pe Domnul Hristos tot cu carne și oase, prin preotul dumneavoastră. Prin preotul dumneavoastră e de carne și oase, și ochi, și gură, și mâini care leagă și dezleagă. Nu-i așa? Și atunci vă vedeți mântuirea înaintea dumneavoastră. Iată, viața am atârnat-o pe cruce, bunătatea am răstignit-o. Noi oameni, vedeți, dragostea Lui, bunătatea Lui, sfințenia Lui, noi am pironit-o pe cruce. Și ce-o străga Stăpânul? Iartă-le, Doamne, că ei nu știu ce fac, dacă e bun. Vedeți, chiar și când îl răstignești, o bunătate chiar și când o răstignești, tot bunătate rămâne. Ei, fiecare dintre dumneavoastră, dacă vreți să-L urmați pe Hristos și vreți să fiți buni, păi răstigniți-vă, să vedeți numai, că vezi cum vă pironesc pe cei din prejur. Și nu vă temeți. Nu vă temeți că în momentul când ești răstignit, ești mai puternic. Ești mai puternic, atunci păcatele și răutățile de pe tine încetează, încetează, nu mai au putere. Și dai drumul la darul lui Dumnezeu să lucreze. Și atunci începe bunătatea, mila, dragostea, să vedeți cum lucră și în minte, și în inimă. Și atunci se vede harul lui Dumnezeu, cum lucrează în noi credincioșii. Atunci se vede că noi luminăm, de fapt. Iată lumina sfântă. Vine la noi să te lumineze, să te ridice, să-ți dea putere, să nu te lase în halul în care te găsești. Chiar și în ziua de Paște te poți năcăși. Nu-i așa? Păi auziți, dacă noi avem atâtea gânduri și nu-i așa, câte din ele sunt curate? Puține! Nu-i așa? Câte din ele ne înalță către Dumnezeu? Puține! Și atunci ne ducem la slujbă, ne punem în căsele noastre, plecăm genunchi, aprindem candela, lumânarea și ne rugăm acolo, facem bisericuța aia cu turle, să fie cât mai mult toată România. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu, să fie chiar toată România plină de turle și cruci în vârf, uite așa, și înăuntru să fie oameni cu minți, oameni lui Dumnezeu, copiii lui Hristos. Ei, dacă am așa cumva, aș vedea eu grădina Maicii Domnului, nu? Și vă pot da un exemplu și eu am să închei. Omul cu cât își recunoaște păcatele mai bine și mai frumos, cu atâta vine liniștea și puterea lui Dumnezeu mai mult. Se spune undeva în viețile sfinților cum un tâlhar se duce la un părinte în pustie. Era preot. Preot, pusnic, și să-și mărturisească păcatele. Părinte, zice, eu am făcut crimă.
am făcut atât crimă și mai multe crime. Și vede părintele cum mărturisește și cum plânge și cum îi pare rău. Și zice părintele către el, păi dacă e așa, zice, uite, în 30 de ani te poate ierta Dumnezeu. Zice, părinte, dumneata, nu înțelegi că eu am făcut multe crime, zeci de crime. Cum mă mai iartă pe mine Dumnezeu? Și începe să plângă. Ei, te uită părintele la el, apoi dacă e așa, zice, te dezleagă Dumnezeu și în 3 ani de zile. Și ăsta începe și plânge mai tare și se vaită mai tare. Părinte, cred că dumneata nu mă înțelegi. Câți nu vin la noi și fac lucrurile astea? Am avut ocazie acum, numai câteva zile ei la noi. Că noi nu înțelegem preoții. Ba da, înțelegem. Că-i dar Dumnezeu. Și cum plânge ăsta mai tare? Și să vaită mai tare și să acuză el, părinte, dumneata știi ce am făcut eu în viața mea? Și să uită părintele acolo și zice, păi dacă e așa, uite, ți ajunge și 3 luni. Și ăsta mai tare plânge și mai tare să vaită. Și zice, a, ți ajunge și 3 săptămâni și te va ierta Dumnezeu. Și el disperat, că el era mai disperat, omul acolo, sub patrahir, criminalul. Și părintele zicea, păi cred că ți ajunge și 3 zile. Știi? Mai tare plângea, mai tare plângea. Ei, zice, cred că ți ajunge și 3 ore de pocăință. Auziți numai, cu cât omul se acuză mai tare, cu atâta Dumnezeu te dezleagă mai repede. Și eu ajuns 3 minute, dragul meu, că zice, a, păi dacă e așa, te iartă Dumnezeu și în 3 minute și i-a făcut dezlegare și a ieșit sufletul omului și s-a mântuit. Ați văzut? Plângea, numai nu ieșa lacrimi de sânge pe ochii lui, în pocăința lui și în înaintarea lui către Dumnezeu. Vedeți cum înaintează omul către Dumnezeu? Cu cât îți vezi patimile, păcatele, mai rău și cât de rău ești tu, și cât de păcătos, cu atâta vine harul lui Dumnezeu mai puternic în întâmpinarea ta și te ridică din starea ta căzută. Ei, asta vă doresc eu. Să aveți pocăința asta, în intensitatea asta. Și cu cât vă recunoașteți mai tare păcătoși și spurcați și nemernici, cu atâta îți dă harul, îți dezleagă păcatele și vine mântuirea și te luminezi. Multă sănătate, putere multă și lumină în casă și în familiile dumneavoastră. Amin. Hristos a înviat!